Țăranii care nu s-au orientat spre rasele de carne spun că laptele îi ajută să supraviețuiască. Pentru că consumul căsei. Nu vindeți, nu-l valorificați cumva? Da, cum să-l ducem cu cât de la kilogram? 6.000, 8.000. Da, nu știu, dă puțin tare și îți dă banii la 2-3 luni, n-are rost să ne... Eu dau la cam familii numeroase. Am fete, măritate și le dau brânză, smântână, lapte, dau la copchienii. Nu-l vindeți, nu? Nu-l vând că nu am în plus. Specialiștii în zootehnie spun că nu trebuie neglijate rasele de lapte. Producția de lapte zilnic poate să ofere un venit, pe când producția de carne este sezonieră, să crește aproape un an, 370 sau 410 zile, până la finisarea, să spunem, a produsului finit, obținerea produsului finit, animalul îngrășat și vânzarea la abator. Dacă n-ai un număr de peste 10 sau nu chiar 10, 5 capete, înseamnă că ai obținut odată pe an venitul pe producția obținută și devine un management destul de anevoios ca să se eșalonezi cheltuielile după aceea. Mai mult decât atât, directorul Oficiului de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie susține necesitatea menținerii raselor curate și pentru viitorul zootehnic vasluian. Efectivul matcă de care tot pomenim, inclusiv în catagrafie care o facem acum, trebuie ținut în rasă curată. Rasă curată înseamnă rasele tradiționale pe care le-am avut și pe care ar fi devastator să le pierdem, cum am pierdut și sura de stepă. Zootehniștii atrag atenția că metisarea este benefică însă doar în condițiile păstrării efectivelor matcă.